Modernizarea infrastructurii și aparaturii medicale a Spitalului Județean de Urgență Zalău continuă și în acest an. Conform structurii bugetului județean, Consiliul Județean Sălaj a alocat și în acest an banii către Spitalul Județean Sălaj pentru continuarea lucrărilor de infrastructură în sănătate. Pentru 2016, prin proiectul de buget, am propus două grupe mari de lucrări de infrastructură pentru drumuri și o continuare a lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii de sănătate. Pentru infrastructura de sănătate vom finaliza lucrările de extindere și modernizare a ambulatorului de specialitate de la Spitalul Județean, lucrările de modernizare a secției de pneumologie a Spitalului Județean. Avem două proiecte pentru dotarea cu aparatură medicală, atât a ambulatorului de specialitate, cât și a Spitalului Județean, pentru fiecare în parte. Intenționăm să demarăm și proiectul de modernizare a blocului operator din Spitalul Județean în 2016 și să modernizăm secția de contagioase și secția de neuropsiatrie a Spitalului Județean. Și aici încercăm să găsim, pe lângă fondurile proprii, și celelalte fonduri care vor fi disponibile, respectiv fonduri guvernamentale, ale Ministerului Sănătății în cazul ăsta, de ce nu, fonduri guvernamentale și fonduri europene. Componenta de dezvoltare a bugetului din acest an este, din păcate, mai mică ca și sumă absolută decât cea din anul precedent. Sumele alocate prin bugetul de stat ca și componentă de echilibrare a bugetelor locale este jumătate din cât a fost în anul trecut și am diminuat, evident, și fondurile de dezvoltare, dar tot ceea ce există ca și excedent din anii trecuți vom folosi pentru investiții în acest an. Faptul că infrastructura și aparatura medicală a Spitalului Județean de Urgență se îmbunătățește continuu este fără doar și poate un lucru benefic pentru locuitorii județului Sălaj.